În urma unei acțiuni în instanță introduse de Ministerul Culturii în 2018, s-a terminat judecata. Ministerul, prin societatea corespunzătoare Mamaia S.A., va prelua acest bun. Trebuie, în etapa următoare, să lămurim statutul juridic al terenului. Oricum ar fi, deja avem înțelegere și echipă de lucru cu cei de la Ministerul Culturii, iar noi îl vom preda Ministerului Culturii. Dumnealor au o sumă de bani pregătită în cazul în care reușim în termen foarte scurt în anul acesta să facem această operațiune pentru a face restaurare, iar ulterior castelul să intre în circuitul cultural și turistic și în beneficiu dumneavoastră a celor care sunteți de aici deloc, dar și în beneficiu turiștilor. Noi acum am făcut echipa de lucru, lămurim și problematica terenului, sper să fie într-un termen cât de scurt posibil, după care prin protocol vom preda Ministerului Culturii acest obiectiv de patrimoniu pentru a fi restaurat și ulterior introdus în circuitul turistic. Okay.